Rețeta delicioasă a unui tort cu morcovi pentru cei care iubesc dulciurile, lupta cu caloriile este una dificilă. Am auzit multe persoane care renunță la o masă principală pentru a putea beneficia de o prăjitură, ceea ce nu este deloc normal. Însă atunci când îți găsești timpul necesar pentru a o prepara acasă, controlând perfect adnausul de zahăr, multe dintre probleme se pot elimina. Cu siguranță e bine să ai grijă de meniul tău zilnic, dacă îți place gustul de dulce, alege fructele, nocile și semințele pentru gustări și înlocuiește cât mai des dulciurile și alimentele procesate cu alternativele lor ramo-vegane. Sunt mai ușor și rapid de preparat, mai puțin bogate în amidon, gluten, conservanți, aditivi și alte chimicale care îți pot da peste cap metabolismul. În plus, dacă ți post și vrei să te asiguri că desertul nu conține ou sau lactate, poți opta pentru varianta rau vegană a deserturilor. Acestea se bazează pe fructe, semințe și uleiuri vegetale de calitate, făină de ovăz sau frișcă, bogată în fibre, legume crude, cum sunt morcovii, care conservă toți nutrienții și enzimele benefice. Iată de exemplu, rețeta unui tort delicios, ușor de preparat, cu morcovi și glazură de caju. Timp de pregătire 4 ore hidratarea nucilor caju, pregătirea efectivă 30 minute, în plus. 4-6 ore, fiindcă necesită răcire în congelator ingrediente și prepararea glazura, se realizează din 250 grame de caju, hidratat timp de 4 ore, la care se adaugă 3 linguri miere, 2 linguri ulei de cocos, 2 linguri zeamă de lămâie. Se procesează toate ingredientele în robotul de bucătărie, până se transformă în pastă. Se poate adăuga puțină apa plată, dacă este nevoie, pentru a fi mai ușor de întins. Consistența ar trebui să semene cu aceea a untului ușor topit. Strat cu morcovi. 4 morcovi mici, dați pe răzătoare, 200 grame făină de ovăz sau trișcă, obținută prin rășnirea fulgilor de ovăz sau a de trișcă, 130 grame curmale, 130 grame stafide de aurii jumătate linguriță scorțișoară. Stratul cu morcovi se prepară, ca și glazura, prin procesarea tuturor ingredientelor într-un robot de bucătărie, până se transformă într-o pastă lipicioasă și ușor grunjoasă. Decorul 30 g fistic, 40 g nucă românească, măcinată grosier, 30 g stafi de asamblarea, se face într-un inel culinar, în care punem câte două straturi de morcovi și glazură. Se decorează cu fistic, nucă românească și stafide și îl lăsăm la congelator 4-6 ore. Dacă vă grăbiți, puteți înlocui inelul culinar cu asamblarea directă a fiecărei porți în pahare de înghețată, care pot fi lăsate la congelator mai puțin, aproximativ 2 ore. Din compoziția de mai sus rezultă 6-8 porții. Sănătos și gustos dragilor, bon appetit! Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu rețetele și materialele de pe canal. Apreciați rețeta și distribuiți canalul. Oricât de sănătos ar fi, nu exagerați cu consumul. Nu renunțați la obiceiurile sănătoase, precum minimum 30 de minute, alimentație sănătoasă, dans, socializare, timp petrecut cu familia, vizionând un film bun sau citind o carte captivantă.